Municipiul Orăștie este în carantină din 28 martie din cauza numărului ridicat de persoane infectate cu SARS-CoV-2 la 1000 de locuitori. Decizia luată la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a fost contestată de către primarul municipiului Orăștie, inclusiv în instanță, însă judecătorii secției contencios administrativ și fiscal de la Curtea de Apel București au respins ca neîntemeiată cererea. Joi, în cadrul emisiunii la subiect, edilul Orăștiei a declarat că va intenta proces chiar prefectului județului Călin Marian și directorului Direcției de Sănătate Publică Hunedoara Sebastian Mezei, nemulțumit fiind de modul în care s-a luat decizia carantinării, declarând că ar putea fi vorba chiar despre abuz în serviciu. Este subiectivism în introducerea în carantină a unor localități. Mi-e teamă că vor lua din nou decizia aceasta. Din punctul meu de vedere, din nou subiectivă, de a prelungi. Dar neavând motivație. Și tocmai de aceea mă pregătesc din acest moment să am aceste analize de risc pentru a putea ataca mai departe și chiar de a face din nou plângere și poate o să facem și plângeri directe către cei care sunt direct responsabili și au anumite decizii, că văd că dacă luăm instituțional pe instituție, nu se respinge. O să luăm probabil împotriva persoanelor, că altfel... Persoanelor, la cine vă referiți când spuneți persoanelor? Punctual, că spuneți cei că care pe lângă instituții, instituțiile și cei care... Adică DSP și prefectura. Da, pentru că dacă această evaluare de risc ne va spune că trendul este descrescător la nivel de Orăștie și așa trebuie să fie, că așa rezultă din toate și nu se îndeplinește punctajul și a ține un oraș în carantină doar că așa vrei tu, eu spun că este un abuz în serviciu și toți cei care iau această decizie de prelungire a carantinei trebuie să răspundă într-un fel sau altul, la fel cum răspundem noi toți. Orice decizie care o ia instituția prefectului și Comitetul Județean de Situații de Urgență nu este o decizie personală. Este o decizie care se ia în grup și doar sunt propuneri pentru Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care la rândul lor împreună cu specialiștii vor lua decizia finală pentru orice carantinare a unei localități. În rest, îi transmit domnului primar că sunt deschis la orice discuție, dar discuțiile trebuie să fie în spiritul legii. Eu îl înțeleg pe domnul primar până la un punct. Nu îl înțeleg foarte mult, pentru că eu cred că ar trebui să fie primul care se interesează de cetățenii care îi conduce. Și aceste carantinări nu le-am luat pentru că ne-ar fi nouă mai bine sau într-un alt fel. Le-am luat pentru că nu au existat alte soluții. Acum, dânsul să ne dea în judecată că ce? Că am respectat legislația? Ar fi chiar aberant așa, să fiu dat în judecată că am respectat niște prevederi legislative în vigoare. Mai multe declarații ale directorului DSP legate de acest subiect puteți afla în emisiunea de la A la Z de astăzi, imediat după jurnalul de știri. Prefectul județului Hunedoara a mai declarat că astăzi va face propunerea ca municipiul Orăștie să iasă de sub carantină, mai ales că trendul este unul descrescător în ceea ce privește cazurile de infectare.